Mărfurile care sunt aduse în Oradea cu autocamioanele vor putea fi trimise mai departe în țară sau în străinătate pe calea ferată. Pentru asta, administrația locală vrea să construiască o platformă pentru transferul mărfurilor după modelul celor din Occident. Aceasta va fi situată pe 18 hectare între șoseaua Borșului și gara Episcopia, iar banii pentru construcție sunt asigurați prin programul operațional sectorial transporturi. Un volum mare de mărfuri care intră în România și pleacă din România spre Europa de Vest sau alte colțuri ale lumii va fi procesat în Oradea. Desigur, prin construcția acestui terminal vor fi generate o grămadă de locuri de muncă. Construcția terminalului va dura 2 ani și prevede realizarea de linii de cale ferată și șosele și ridicarea unor macarale pentru transbordarea containerelor. Am putea trece la organizarea procedurii de licitație în primele luni ale anului viitor, în vederea contractării unui constructor pentru realizarea acestei investiții. La finalizarea acestora, urmează să organizăm o licitație în vederea operării acestui terminal. Platforma va oferi depozite pentru marfă, locuri de parcare pentru camioane, birouri, dar și dușuri și grupuri sanitare pentru șoferi. Sigur, să ai un loc unde să faci un duș, să stai liniștit, unde să nu te fure. Treabă bună, e și punct de frontieră și asta, deci e o chestie valabilă. Pentru companiile străine care operează în Oradea, terminalul intermodal va reprezenta o posibilitate de extindere a afacerilor, o spun reprezentanții unei firme belgiene de logistică și depozitare care are 700 de angajați în România și o flotă de peste 300 de camioane. Now in this moment we have 14 trains per week between Belgium and Romania. We will be very glad if Oradea will invest in this terminal because for us it's a perfect location and we will be happy to extend our intermodal further to Southeast Europe. Conform masterplanului general pe transport în România, vor fi realizate încă 9 astfel de terminale. Oradea este primul oraș care a semnat contractul în valoare de 24 de milioane de euro pentru finanțarea construirii unei astfel de platforme.